AFC Viitorul Sighet este un club nou format care are la bază dorința de a duce fotbalul sighetan cât mai sus în clasamente. Acesta a debutat în primul an competițional cu dreptul și a obținut o victorie cu scorul de 3-2. Deși am fost conduși la pauză cu scorul de 2-1, prin ambiție, dăruire și un joc bun prestat de copiii noștri, am reușit să întoarcem scorul și să câștigăm cu 2-3. Faptul că am reușit să revenim denotă că avem copii ambițioși, fără frică și cu dorință de a câștiga. Astăzi, de la ora 18, juniorii de la AFC Viitorul Sighet îi înfruntă pe cei de la CS Minaur Baia Mare. Meciul de azi va fi primul meci acasă, jucat oficial. Așteptăm mulți părinți, așteptăm mulți copii, să fie cât de multă lume, vom crea atmosferă și sperăm că vom presta un joc bun. Copiii activează în campionatul Under 11, făcând parte din generația 2007-2008. Copii ambițioși, serioși, talentați, mulțumim și părinților pe această cale că i-au îndrumat spre clubul nostru. Deși suntem un club nou înființat, suntem o asociație, avem ținte precise pentru viitor în vederea dezvoltării fotbalului în rândul copiilor din Sighetul Marmației și a bazinului geografic al acestuia. Clubul organizează cursuri de inițiere, dezvoltare și perfecționare în fotbal și face eforturi pentru a pune la dispoziția preșcolarilor, școlarilor, condiții corespunzătoare de antrenament și prezentare la competiții oficiale și neoficiale. În scurta istoria clubului, grupele de copii care au participat la diferite competiții oficiale și neoficiale în țară și străinătate, unde am avut rezultate foarte bune. Clubul AFC Viitorul Sighet are ca țintă pe plan îndelungat dezvoltarea fizică armonioasă a copilor și adolescenților. Vine în întâmpinarea copiilor care își doresc o activitate îndelungată, utilă, necesară pentru a avea, menține și dezvolta o condiție fizică normală și sănătoasă. Clubul AFC Viitorul Sighet are programate mai multe turnee pe viitor. Viitoarele turnee, pentru că avem mai multe grupe de copii și juniori, vor fi undeva în luna noiembrie-decembrie, s-ar putea să fie în Ungaria, în Debrecen sau în Ucraina, avem invitații în Croația, Austria, în funcție de programul care îl vom avea, ne vom prezenta la fiecare turneu. În luna mai, clubul AFC Viitorul Sighet a participat la un turneu internațional în Austria, unde copiii și-au pus la bătaie toată ambiția și talentul pentru a face o figură cât mai frumoasă și au reușit.